Urban Titu a revenit spectaculos în elita Ligii a 3-a, Seria C3, ocupând în momentul de față locul 3 în clasamentul general. Ultimul test susținut de băieții lui Adrian Neaga în compania divizionarei A, Rapid București, marți 21 octombrie, a demonstrat încă o dată că aceștia sunt pregătiți să facă față cu brio noului sezon competițional. Urban Titu a reușit să facă un joc bun, trecându-și în cont mai multe încercări la poarta ocupantei locului 16 din Liga 1, Rapid București. În prima repriză, Ivașcu și Stan au trimis balonul în transversală, iar șuturile puternice ale lui Petculescu, Rădescu și din nou Ivașcu au fost barate foarte bine de Mișa. În actul secund, când conducerea tehnică de pe Orășenesc a ales să introducă în teren jucători care au evoluat mai puțin în campionat, Urbanul s-a aflat în alte două rânduri de a marca. Numai că și de această dată, lovitura de cap a lui Butoi a trecut peste transversară, iar șutul lui Rădescu s-a oprit în plasa laterală. De partea cealaltă, gruparea bucureșteană a scris victoria grație reușitei lui Balint în minutul 80. Chiar dacă Urbanul a cedat la limită, pentru dâmbovițeni, disputa cu feroviarii a fost un test util și un antrenament destul de bun înaintea meciului cu Astra 2 Giurgiu din campionat. După partida amicală, Marian Rada, antrenorul Rapidului, a declarat că în meciul cu Titu am vrut să văd la lucru jucătorii care se află în probe, dar și pe cei care i-am folosit mai puțin în campionat. Împotriva Urbanului, din partea echipei mele nu prea am văzut mai nimic, deoarece trebuie să mai lucrăm la omogenizare, la relațiile de joc și la multe altele. Nimeni din echipă nu prea m-a impresionat. Singurul care a jucat așa cum îmi doresc a fost Pancu, un jucător de mare valoare. De la Titu mi-a plăcut foarte mult fundașul dreapta care a jucat în prima repriză, Laurențiu Corbu și Mărgăritescu, a declarat acesta. Urban Titu va disputa duelul cu ocupanta locului 13, AFC Astra, vineri 24 octombrie, pe teren propriu de la ora 15 și și-a propus să nu piardă niciun punct pentru a se apropia și mai mult de fotoliul de lider al seriei C3. Iată programul complet din etapa a noua, Liga a 3-a, Seria C3.